Un motociclist din Austria a fost ucis într-un accident rutier petrecut joi dimineața în apropierea municipiului Deva. Bărbatul circula cu viteză și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un camion. Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 9 în zona localității Leșnic. Un austriac în vârstă de 69 de ani, care conducea o motocicletă pe drumul Național 7 dinspre Deva spre Arad, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autotren care circula regulamentar din sens opus. În urma evenimentului a rezultat decesul conducătorului motocicletei. În cauză a fost întocmit dosar penal, a informat Inspectoratul de Poliție al județului Hunedoara. Traficul rutier a fost îngreunat în zonă 10 de minute pe durata intervenției echipelor de urgență.